Bine ați venit, peștilor! Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Peștii, avem o nouă iubire. Zece de cupe, foarte frumos. Atunci când ați crezut că s-a terminat ceva, revine în actualitate. Doi de monede. Deci lumea, 10 de cupe. Iar aici aveți cavalerul de monede. Este ceva real și este în drum spre voi, acea iubire. Dar lumea asta îmi spune că e un nou capitol din viața voastră. Posibil că atunci când ați crezut că s-a terminat acea relație, a revenit, pentru că aveți doi de monede. Ce vrea să-mi spună asul acesta? Regina de spade. Ați fost un pic mai drastici în fața acestei relații, dar v-ați gândit că ar fi o posibilitate de a fi din nou împreună. Lumea, nu vă place acel, cui place, energia călătorului fără să se oprească într-un loc unde să aibă responsabilități. Doi de monede. Dar sunteți în putere și știți că puteți să rezolvați totul. E un fel de a spune, poți îmblânzi și leul. Cavalerul de monede, 10 de monede. V-ați atins scopul și pentru mulți dintre voi, posibil să fie un câștig financiar. Pentru mulți dintre pești, e un câștig financiar aici. Persoana cealaltă, în acest moment nu comunicați. Posibil să fie o zodie de pământ, dar încearcă să intre, să vă intre din nou, să găsească într-un fel posibilitatea de a intra în viața voastră. 8 de monede. Caută o soluție. 3 de spade. Atât voi cât și persoana cealaltă ați fost dezamăgiți. Suferă. Suferă mai mult decât voi. Magicianul. Dar totul îi stă în putere de a veni cu un iartă-mă. Asta este senzația. Haideți să vedem ce vrea de fapt persoana cealaltă. Ce vă oferă cealaltă persoană? Ce vă oferă de fapt cealaltă persoană? Vă oferă un nou început. Wow! Oferă un nou început. Moartea. Ați crezut că s-a terminat, atât voi cât și persoana cealaltă. 5 de spade. Atunci când nu vă mai certați, este bine pentru că nu vă mai certați, dar comunicați. Comunicați, vedeți? 8 de bâte. Mi se spune înainte. V-ați găsit pacea interioară. E un fel de a înțelege fiecare ce vi se întâmplă. 8 de monede. Învățați. Ați învățat pentru că ați suferit ambii. Dar, de fapt, aici vă spune că dorința unuia, atât a unuia cât și a celuilalt, a fost, de fapt, să existe iubire între voi și să întoarce iubire în viața voastră. Dar ați trecut prin ceva în care ați suferit foarte mult. Persoana cealaltă. Aici vorbim de destin. Exact ceea ce am spus. Atunci când ați crezut că totul s-a terminat,
revine. Se repetă. De ce? Pentru a găsi o soluție. Pentru a clarifica. Pentru că altfel vă întâlniți cu această situație și în altă viață. Este ceva foarte frumos. 5 de săbii, 3 de săbii, vedeți? Și voi și ei ați fost dezamăgiți. Dar ei au suferit mult mai mult. 8 de bâte. Turnul. Revenirea este o surpriză, atât pentru voi, cât și pentru ei. Puterea. Au încercat să se mențină. 8 de monede. Diavolul. Mulți dintre ei pun interesul material în fața iubirii. Mulți. Știți foarte bine lucrul acesta. Dar cred că o schimbare de decor nu ar lipsi nimănui. Voi. Șase de monede. Ar fi bine și voi, la rândul vostru, să dați ceva mai mult. Să depuneți un efort, cum s-ar zice. Pentru că destinul, într-adevăr, vă aduce față în față. Doi de cupe. Știți că este sufletul pereche. Poate ați plătit o karmă unul celuilalt. Nouă de monede. Este extraordinar de frumoasă energia asta. Nu numai că va aduce bani, nu numai că va aduce o surpriză economică, dar pur și simplu vă face independenți. Asta este surpriza economică. Bani. Posibil pentru unii dintre voi să fie câștigați în internet. Dar pentru mulți dintre voi, acest 9 de monede este o energie venusiană, o energie a împărătesei. Vă simțiți siguri pe voi și așteptați, voi așteptați mesaje. E un fel de energie a împărătesei. Ceilalți vin la împărăteasă, nu împărăteasa se deplasează la ei. E un fel de a se întoarce situația în favoarea ta. Voi. Un nou început financiar. Pentru voi, cu siguranță unii dintre voi veți schimba un loc de muncă. Vă recomand după 24 iunie. Poate veți semna ceva cu a doua parte și e posibil numai financiar să vă reveniți, dar și emoțional. Romantic. Voi. Oh. Oh. Pasiune, intensitate. Deci n-ați mai trecut prin așa. Aici este o vacanță de vis. Cheltuiți niște băsnuți pentru o vacanță de vis. Energia diavolului cu regina de bâte și 8 de monede este o vacanță. Este o vacanță extraordinară. Posibil să fie cu un capricorn, dar pasiunea pe care o aveți este nemaipomenită. Persoana cealaltă este obsedată de prezența voastră, de intensitatea voastră. E un fel de a spune, nu pot trăi fără acea persoană. Ce spuneam de vacanța de vis, 3 de bâte. Planificați să mergeți undeva în vacanță. Deci aș recomanda persoanei celelalte să facă acest lucru. Foarte repede. Este bine să clarificați și să decideți foarte repede ce va veni acum pentru tine. Foarte repede. Mesajele vin foarte repede. Deci ce le dorim peștilor?
Ce le dorim peștilor? Ce vine spre pești? Ce surpriză! Decepția care au avut-o, deci acea mască va cade a unei persoane care au crezut că este altfel, va fi un fel de demascare, deci e un fel de a face pe durul cu tine, dar de fapt nu poate trăi fără tine. Unrequited love, te iubește și este o iubire adevărată. Deci, iartă, învață din ceea ce ai avut, lasă tot ce a fost în trecut, ceva care nu a fost bun, pentru că în momentul în care decizi să ierți și să înveți din ceea ce a fost urât în viața ta, ia o altă întorsătură, o iubire adevărată. Asta vine. Și mă bucur pentru voi, pentru că ceea ce văd aici este o întorsătură în favoarea voastră. Mă bucur. Și știu eu, poate activați casa norocului, poate câștigați și voi ceva, poate. Nu uitați, 20 iunie este una dintre cele mai puternice zile. V-am anunțat pe toți. Cine nu-și aduce aminte să meargă pe vlog. La revedere, numai bine!